Cred că e foarte important să fim pocăiți la noi acasă. Cred că e și ceva mai greu să fii pocăit acasă. Mă gândesc când spun asta la faptul că știu și eu la biserică, te îmbraci frumos și e bine așa, te duci cu o anumită atitudine la întâlnirea cu frații, cu, cu biserica, cu Dumnezeu, dar acasă în pijamale, în papuși de casă, s-ar putea să fie mai complicat să fii pocăit. Deși n-ar trebui să fie așa, pentru că un pocăit e pocăit peste tot și în orice situație. Ce mă face? Mă ajută, îmi dă, îmi dă putere să fiu un bun creștin și acasă și în relația de, de familie. Evident, prezența Duhului Sfânt în viața, în viața mea, în viața familiei mele. Și când deschid Sfânta Scriptură, sunt în Efeseni, capitolul 5, spune nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Și exemplul pe care mi-l dă Apostolul Pavel, dar lista de destrăbălări este lungă și o știm, o știm bine, poate fi oricare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Dar cum arată plinătatea Duhului Sfânt? Facem multă pneumatologie și teologie și aș vrea să văd de aici, din acest text, ce implică plinătatea Duhului Sfânt. Păi, dacă înțeleg eu bine, e vorba despre. 1. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laude, cu cântări duhovnicești. Am o anumită vorbire, cel plin de Duhul Sfânt, în familie, în casă, în bucătărie, în living, în relația cu soția, cu copiii. Are un vocabular, are o vorbire aleasă între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Un astfel de om, îmi doresc să fiu doi, plinătatea Duhului Sfânt. E un om mulțumitor, recunoscător. Zice, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Cum totdeauna? Da, uneori am necazuri, da, uneori nici nu pot deschide gura de supărare. Auzi, totdeauna, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Isus Hristos, este o dovadă că ești plin de Duhul lui Dumnezeu și că ești bun creștin. Trei. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, adică relații de calitate. Omul plin de Duhul Sfânt are cum să fie pocăit doar duminica. Duminica strigi în adunare de se, cu tremură, tocul și ca așa, 6, de se mișcă geamurile. O faci foarte bine, laudă-L pe Dumnezeu. Dar la fel de plin de Duhul Sfânt să fii și acasă și ai relații de calitate care se văd în ce supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, unii altora. Îmi place versetul acesta, îl subliniez, vă atrag atenția asupra lui, este, este un, verset, un verset așa, cum să zic, curat, ca argintul strecurat. De ce? Pentru că știți ce urmează nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, adică plinătatea Duhului Sfânt se vede în relația de familie. Și totul aici începe, supuneți-vă unii altora. De eu știam că doar soția trebuie să-mi fie supusă mie. Știi foarte bine, așa spune Scriptura. Dar nu uita, există și această dimensiune, pentru că înainte de a-ți fi soție, ea ți este soră în Domnul. Și atunci nu uita să discuți, nu uita să comunici, nu uita să, să, ai în vedere ca ori de câte ori luați o decizie să fie cea cu care te consult, să știi că este resursa lui Dumnezeu pentru tine știi că este persoana pe care a pus-o Dumnezeu lângă tine ca ajutor potrivit prin care Dumnezeu îți vorbește adesea și atunci supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și mai departe plinătatea Duhului Sfânt, păi ce spuneam nevestelor fiți supuse, bărbaților voștri bărbaților iubiți-vă nevestele și gândul formidabil, gândul, gândul gândul, extraordinar, gândul care ar trebui să ne scuture știi cum? Să ne, să ne fac așa ca și cum ne, ne toarnă o găleată de apă rece în cap dacă nu l-am prins cumva și nevasta, și soțul, și ea și el, trebuie să privească și unul și altul la Hristos. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, cum credeți? Ca Domnului. Nevasta trebuie să privească la Hristos, la Domnul, ca să învețe supunerea. Bărbatul? Bărbatul de unde să învețe? Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. De unde să învețe bărbatul? Tot de la Hristos. Ea să privească la Domnul, să învețe supunerea, el să privească la Domnul să învețe dragostea. Și în felul acesta arată, iată un tablou, iată o imagine, o viziune a unei familii pline de Duhul Sfânt, oameni plini de Duhul Sfânt care trăiesc în felul acesta, trăiesc frumos, care fac din casa lor o mică biserică, un mic, o mică palmă din împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca plin de Duhul Sfânt și auzi, fericiți, bucuroși, pentru că de asta ne-ai lăsat în relații de familie să trăim pe acest pământ. Amin.